provoc pe Cătălin Predoiu, spun din nou, și pe Nicușor Dan, în confruntările la care, iată, ei au norocul să participe, nu-i așa, în aceste două zile, să-i arate diseară doamnei Gabriela Vrânceanu Firea aceste contracte de împrumut dinspre Crescent, spre firma pe care a păstorit-o ca administrator și coacționar. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le transmit în conferința de presă de astăzi.